Și de la tradiția românească vă propun să trecem la cea franțuzească, pentru că tot am pomenit-o, în arta mesei. Sau, aș spune eu, la secretele care te ajută să ai o masă de succes dacă greșești rețeta la friptură. Ei bine, colega noastră Daniela Istrate a stat de vorbă cu cel mai bun maître d'hôtel din Franța, cu alte cuvinte, un guru al ospitalității, ca să afle toate tipicurile care fac din servirea mesei un succes. Se pare că șervețelul de bumbac, vesela de porțelan și florile în vază pe masă nu sunt suficiente, mai ales dacă le așezi la întâmplare. Dar haideți să vedem ce ne spune expertul. Fie că vă aflați la o întâlnire romantică sau una de afaceri, smartphone-ul nu are ce căuta pe masa dumneavoastră. Dar mai multe detalii veți afla de la Kevin Chambenois. Monsieur Kevin este, cum ar spune francezii, crème de la crème în meseria lui. În termeni pretențioși, în limba lui Baudelaire, ar suna după cum urmează: Meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, de service et des arts de la table. Da, știm, sună pompos, așa că vă traducem pe cât de simplu putem. Este un fel de Oscar franțuzesc al meseriilor. When you are sharing a moment at the table, smartphone, it's not something that you should use during the whole experience, because otherwise just order pizza at home. Kevin este un fin cunoscător al rafinamentului, jonglează cu gastronomia franțuzească și cu oenologia, iar eticheta de servire a mesei nu mai are niciun secret pentru el. Poate vorbi o întregi despre asta. Iată, spre exemplu, câteva sfaturi valabile atunci când ne pregătim să avem musafiri la masă. Because you want the table to look nice, if it's a square table like that, maybe you have at home, you put the plate in the middle, avoiding to put fingerprints on top of it. You can take a thumb in order to push for the plate to be on the right border. And after that, it's always nice to have a line and a symmetry. So you will have the cutlery that will go to the bottom of the plate in the right direction, and I will make sure that your fork is aligned with my knife. Your knife should always be turned the cutting part against the plate, because it rules out the aggressivity. You take your fork directly while you have your meat, or either you can slice and afterwards nicely with the right hand take the little pieces. There's always this debate about the use of the bread. What do you do with that? Normally you should never take the bread and eat from it. So you should take some pieces that will be able to help you to put some food on your fork. If you want to take some sauce, you can use your fork and the bread mm-hmm. and take the bread to your mouth. What about never taking the slice of bread and doing like this and eating with our hands? Is it polite to do that? Well, not so. I do it personally because I enjoy that, but in some different society, when you do that, you will not be considered as respectful. Kevin a venit în România să ofere consultanță personalului unui restaurant din București. Și nu ne referim la poziționarea farfuriilor aici, nu doar la asta, căci spune el ceea ce face ca un restaurant să devină o experiență plăcută pentru client și deci o afacere profitabilă pentru patroni începe cu atitudinea. My goal is mainly to help them to personalize even more the service, not to be only plate carrier, because it's not order taker. The profession of waiter is a very noble one, because we need to adapt to the people that we meet. We are coming into the intimacy. De la aerisirea camerei zilnic, la aspirator, la cum punem tacâmul, cum îl ținem, de unde îl ținem când îl punem pe masă, din ce poziție punem farfuria pe masă, chiar dacă nu sunt în acel moment oaspeți în restaurantul nostru, totul are nevoie de o atitudine bună. L'art de la table, sau mai pe românește spus, arta mesei, s-a dezvoltat pe vremea regilor Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XV-lea și al XVI-lea, chiar dacă la baza conceptului au stat italienii.
De fapt, Ecaterina de Medici a adus din Italia prima furculiță la un banchet. At that time, the noble had big collar white and that should be immaculate. And the fork was easier to be able to take and to avoid to have any stain on that. Primele restaurante în Franța au fost deschise în secolul al XIX-lea de către bucătarii personali ai nobilimii, mai exact după Revoluția franceză. Unele dintre restaurante mai rezistă și